În ziua morții fratelui meu am fost foarte supărată pe Dumnezeu și am spus că nu am nevoie de un Dumnezeu care mi-a dat fratele la doar 27 de ani. Însă în ziua mormântării lui Abel, 3 zile mai târziu, m-am trezit alt om, slăvit să fie Domnul. Aveam o pace și o liniște pe care nu le-am înțeles atunci. A fost ziua în care Dumnezeu m-a izbăvit de foarte multe patimi. O să-i mulțumesc toată viața și nu-i destul. Însă m-am gândit de multe ori cum ar fi fost dacă aș fi fost eu în locul lui Abel. Abel a plecat de acasă cu motocicleta și la 300 de metri de casă a derapat și în cădere și-a rupt gâtul. Într-o secundă a stat în fața lui Dumnezeu la judecată. Oare ce aș fi spus lui Dumnezeu? Ar fi contat banii mei, apartamentul, mașina, cariera? Dar dacă aș fi spus că l-am primit pe Fiul lui în viața mea și a iertat și păcatele mele, ar fi contat? Ziua de ieri nu mai putem schimba. Ziua de mâine nu e noastră. Tot ce avem este ziua de azi și acum. Așa că dacă astăzi auziți glasul Domnului, răspundeți-i, ca nu cumva mâine să fie prea târziu. Fără Iisus, toată